din județul Bacău în alegerile locale din 2016, după cum urmează, o să vă dau citire comunilor și orașelor. Bună ziua și bine ați venit! Deci, începem cu comunele. Candidatul la Comuna Argeș este domnul Dafiu Constantin. Candidatul la Comuna Argeș este domnul Diaconu Nicolae. Candidatul la Comuna Său este Burache Emilian. Candidatul la Balcan este Murariu Romită. Candidatul la Bereș Pistița este Coadă Mihai Marius. Candidatul la Bereș Tazdor este domnul Gabriel. Candidat la Bergund este Miner Nicolae. Candidat la Păsărești este Asimionoiu Cătălin. Candidat la Brăgești este Carol Romeo. La Păsturoasa este Copăcel Mihai. La Comuna Bogoș este Mocanu Ioan. La Comuna Cașin este Cosad Ion. La Comuna Căiuț este domnul Pulan Ioan. Este Ștoc Pavel, la Colonești este Dâmpu Corneliu, la Cotofărești este Farcaș Florin, la Dealul Mării, Coma Elena. Mă bucură revenirea la Bacău, întotdeauna îmi creează fiori și atunci când trec prin Bacău în drum către Suceava, pe rudele soției, pentru că aici a fost perioada copilării și adolescenței mele și foarte greu, că a fost licean, să uiți plăcerea. Ea mai fugi de la câte o oră pe malul Bistriței cu colegii când dădea bine la suntem în pragul unei confruntări electorale puternice, care, zic eu, este momentul afirmării definitive a Partidului Mișcarea Populară. Este un partid foarte tânăr, apărut din nevoia de a face și o altă ofertă decât partidele care s-au erodat în timpul tranziției și s-au erodat pe spinarea lor, pe faptele lor. N-am să fiu un om care să nege că partidele tranziției nu și-au îndeplinit misiunea. Suntem în NATO, suntem în Uniunea Europeană. Dar acest partid are în geneza lui mugurii unei oferte politice noi. În primul rând, și vreau să-l contrazic puțin pe domnul viitor primar Scripăț, partidul, pe statisticile de la centru, arată a fi un partid cu 85% oameni noi. Oameni care nu au mai făcut politică. De altfel, se vede și în structura candidaților. De la candidați care sunt prima dată în fața unei sări, într-o manifestare politică, sunt prima dată într-o competiție politică, la candidați care au experiență în administrație. Este ceea ce trebuie unui partid pentru a fi credibil. Am fost întotdeauna adeptul promovării tinerilor, dar viața ne arată că un partid consistent este un partid care îmbină entuziasmul și elanul tinerilor, capacitatea tinerilor de a visa cu experiența și maturitatea unor oameni care au mai trecut prin administrație, care au zburat sau care au fost mare. Mai este nevoie puțin și pe noi, cei cu experiență de viață mai mare.
Pentru că decizia politică este o decizie care se răsfrânge asupra oamenilor. De aceea, alături de entuziasm și tinerețe, trebuie și experiență. Oameni care să știe, să înțeleagă din propriile trăiri ce se întâmplă când iei o decizie. Apropo de acest lucru, trebuie să știți că aici este și originea ideii mele de a crea întâi Mișcarea Populară ca fundație, care la momentul la care a considerat necesar, a decis să se transforme sau să creeze acest partid. Mi-ar fi fost ușor, după terminarea mandatului, să mă așez undeva liniștit și să aștept experiența de a fi fost director, secretar de stat, ministru în 5 guverne, primar general al Capitalei și președinte,